Și a luat o hotărâre. Domnul, aia de el. Domnul președinte. Dar ce vă? Ce să discutăm? Nu discutăm nimic. Noi avem că purtați un dialog civilizat, o să observați că ne putem înțelege. Cam așa se desfășoară ședințele de consiliu local în comuna Gârla Mare. Aleșii țipă, vorbesc toți în același timp, iar secretarul face eforturi să țină situația în frâu. Dacă vă mai aud că sunt eu prezent la ședință, că mai vorbiți prostii, porcării, cum aveți voi de obicei, eu m-am luat chiusă și am plecat. Ultimul scandal i-a avut în centrul atenției pe consilierii social-democrați și o parte a celor liberali. Supărarea a plecat de la o hotărâre a Tribunalului Mehedinți, prin care se constata încetarea mandatelor de aleși locali pentru 5 dintre ei. De aici până la scandal și amenințări nu a mai fost decât un pas. Consilierii în cauză care sunt cu sprijinul retras, deci nu mai au drept de vot din momentul sentinței de la Tribunalul Mehedinți. Și dacă îi depeși afară, ați consilier, nu vor fi validat, bă. Și tot noi facem cărțile și el stă cu cocalul. O altă supărare a consilierilor a plecat de la o solicitare a primarului Dumitru Baicu. Edilul le-a cerut aleșilor acordul pentru obținerea unei scrisori de garanție bancară, cu ajutorul căreia să poată continua lucrările de alimentare cu apă și canal în sat. Asta este mentalitatea lor la fiecare ședință. Vin și destabilizează. Zbiară, țipă, ne jignesc, sunt ironici și nu vor să facă nimic pentru comună. De acest proiect depinde condiția, creșterea nivelului de trai al tuturor locuitorilor. Apa nu este bună de băut, de asta am și luptat pentru câștigarea proiectului și sper că și duc la bun sfârșit. Concluzia ședinței de Consiliul Local a fost trasă de un localnic, venise să vadă ce se întâmplă cu proiectul care i-ar fi adus apa în casă. E un haos, o ambiție, o invidie, o răutate așa de mare, deviază de la discuțiile de moment ale proiectelor și aruncă cu pietre, în instituții, în persoane publice. Sunt în stare să înceapă și la bătaie. Primarul Dumitru Baicu a spus că va continua să facă demersuri până când va obține acordul Consiliului Local pentru continuarea lucrărilor de alimentare cu apă.